Festivalul Taragotului, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din județul Hunedoara, a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Consiliul Județean Hunedoara, Centrul de Cultură și Artă, împreună cu Primăria Vața de Jos, organizează și în acest an, în parcul din centrul localității Vața, vineri 19 iulie, începând cu ora 17:30, întâlnirea cu mari taragotiști și interpreți consacrați ai taragotului din toate zonele țării. Da, suntem la cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Taragotului sau Festivalului Taragotului, așa cum este cunoscut. Un eveniment cultural de amploare, un eveniment cultural așteptat în fiecare an de către publicul iubitor de autentic. Acest eveniment este, din câte știm noi, unic în această parte de țară, pentru că Taragotul simbolizează această zonă și este specific zonei noastre. Ca de fiecare dată ne străduim să aducem pe scenă nume mari ale acestui instrument. Vă pot da câteva nume care se găsește pe afiș. De exemplu, Pera Bulls, care este o emblema zonei noastre, tezaur roman viu, apoi Ionel Coza din Câmpia Transilvană, taragotiști precum Mihai Mariș, din Maramureșul istoric Dan Gâdea, din Banat, pentru că și Banatul ocupă o parte importantă în ceea ce spunem noi Taragot, vor veni profesorul Gigi Tăbăcar și profesorul Adrian Scorobete. Și nu în ultimul rând, pentru că știți că noi am dat tinerilor întotdeauna gir, trei tineri talentați din județul Hunedoara, Gabriel Demian, Alexandru Cobori și Adrian Lucaci, pentru că este foarte important ca acești tineri să fie pe scenă alături de mari maestri Taragotului. Bineînțeles că dumneavoastră știți și cei care au mai participat la edițiile anterioare că Festivalul Taragotului se bucură și de prezența unor interpreți, unor soliști vocali. Anul acesta, în recital, vor fi Olguța Derbec, ce vine împreună cu soțul Remus Novac, un taragotist de excepție și el. Apoi, din Banat, vine Ghiță Călțun Brancu, tânărul Vlad Lință, care reprezintă zona Hunedoarei. Și ne străduim astfel să concepem și să realizăm un eveniment deosebit, așa cum au fost și celelalte 11 ediții de până acum. Acompaniamentul este asigurat de orchestra condusă de profesor Ionel Coza și, ca de fiecare dată, accesul publicului este liber.